Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Petru mi-a fost credincios timp de mulți ani. Totuși el nu s-a plâns niciodată și nici nu a avut inimă nemulțumită și nici măcar Iov nu a fost egalul său. De-a lungul secolelor și sfinții au fost mai prejos ca el. El nu numai că a urmărit să mă cunoască, ci a și ajuns să mă cunoască în timpul în care Satana își realiza uneltirile înșelătoare. Aceasta a dus la mulți ani de slujire, care au fost pe placul meu, iar ca rezultat, el nu a fost niciodată exploatat de Satana. Petru a apelat la credința lui Iov, totuși el i-a perceput clar și lipsurile. Deși Iov era foarte credincios, îi lipseau cunoștințele despre chestiunile tărâmului spiritual și, astfel, a spus multe cuvinte care nu corespundeau cu realitatea. Aceasta arată că a lui cunoaștere era încă superficială și incapabilă de a fi desăvârșită. Și astfel, Petru a căutat întotdeauna să recunoască un simț al Duhului și s-a concentrat mereu să observe dinamica tărâmului spiritual. Prin urmare, el nu numai că a putut să deslușească unele dintre dorințele mele, ci, de asemenea, a înțeles ceva din uneltirile înșelătoare ale Satanei și, astfel, cunoașterea sa a fost mai mare decât oricare alta de-a lungul veacurilor. Din experiențele lui Petru, nu este greu de văzut că, dacă omul dorește să mă cunoască, el trebuie să se concentreze asupra cugetării atente în Duh. Nu îți cer să-mi dedici multe în exterior. Aceasta este o preocupare secundară. Dacă nu mă cunoști, atunci toată credința, iubirea și loialitatea despre care vorbești nu sunt decât iluzii, sunt nimicuri. Iar tu vei deveni cu siguranță cineva care se laudă grozav de mult înaintea mea, dar care nu se cunoaște și, astfel, vei fi din nou prins în mreje de Satana și nu vei putea să scapi. Vei deveni fiul pierzării și vei deveni obiectul distrugerii. Dar dacă ești rece și nepăsător față de cuvintele mele, atunci, fără îndoială, mi te vei opune. Acesta este un lucru sigur și ai face bine să privești prin poarta către tărâmul spiritual la multele și diferitele duhuri care sunt mustrate de mine. Care dintre ele nu au fost pasive și nepăsătoare și nu mi-au acceptat cuvintele? Care dintre ele nu au fost cinice față de cuvintele mele? Care dintre ele nu au încercat să profite de cuvintele mele? Care dintre ele nu mi-au folosit cuvintele ca armă de apărare cu care să se protejeze? Ele nu au urmărit să mă cunoască prin cuvintele mele, ci doar le-au folosit ca pe jucării cu care să se joace. Prin aceasta, nu mi s-au opus ele direct? Care sunt cuvintele mele? Cine este Duhul meu? De atât de multe ori v-am oferit astfel de cuvinte, totuși v-au devenit vederile mai înalte și mai clare? Au fost vreodată experiențele voastre adevărate? Vă mai aduc odată aminte. Dacă nu veți cunoaște cuvintele mele, dacă nu le veți accepta și dacă nu le veți pune în practică, atunci veți deveni în mod inevitabil obiectul mustrării mele. Veți deveni cu siguranță o victimă a Satanei.